Într-o serie de evenimente culturale intitulate Eminescu e cu noi, marele poet Mihai Eminescu a fost omagiat la Iași, cu ocazia celor 134 de ani de la trecerea în neființă a luceafărului poeziei românești, a fost lansat un volum special intitulat Poeți, clasici și contemporani, prezentați în esențe lirice. Mihai Eminescu, poet, prozator, jurnalist și om politic, este și astăzi o voce importantă în literatura și cultura românească. Astăzi avem o sărbătoare mare, lansăm primul volum, o antologie în care prezentăm creațiile membrilor de pe grupul Mihai Eminescu și vrem prin asta să-i aducem un elogiu poetului nostru nepereche, nemuritorul Mihai Eminescu, care în 15 iunie împlinește 134 de ani de când a plecat în lumea celor veșnice. Evenimentul a reunit pasionați de poezie și personalități importante din Iași. Printre participanți s-au numărat autori, scriitori și profesori renumiți. Invitatul de onoare al serii a fost maestrul Iurie Brașoveanu, un artist plastic distins de-a lungul timpului cu numeroase premii în Italia. Lucrările sale sunt inspirate de opera lui Mihai Eminescu, iar în cadrul evenimentului, Iurie Brașoveanu a prezentat o expoziție grafică intitulată Poetul și pasărea maiastră. Unele dintre lucrările expuse pot fi regăsite și în volumul Poeți clasici și contemporani prezentați în esențe lirice. Fiindcă la 33 de ani lui, el a făcut mai mult decât toți contemporanii lui împreună. Contemporanii care erau în perioadă. Mult mai târziu, citim cuvintele lui Carnegie, unde el spunea că când un om își dorește ceva foarte mult, atunci intră în joc legea atracției. Iar m-am convins că gândurile se materializează și visele se întâlnesc. Eu acum stau, nu în întrebarea cum sunt românii, dar eu stau împreună cu români originali, cu elita literaturii românești, oameni de o altă cultură spirituală, la care mă închip și vă mulțumesc de suflet. Astfel, Iașul a fost gazda unui eveniment cultural impresionant, dedicat unuia dintre cei mai importanți poeți români, Mihai Eminescu. Operele sale continuă să inspire artiști din diferite domenii, evidențiind impactul său durabil asupra culturii noastre. Cu această omagiere, Eminescu rămâne în inimile noastre ca un simbol al creativității și al frumuseții literare românești. Începutul și misterul poeziei românești, arhanghelul limbii noastre, blăstarul din Ipotești. Începutul și misterul poeziei românești, arhanghelul limbii noastre, blăstarul din Ipotești, chip de lut, plop și lucefe, generațiile pe rând, Eminescu-le-nvie, graiul dulce